dimineața și bine v-am regăsit la GoTech. Toată lumea a auzit de Facebook, însă astăzi voi vorbi mai larg despre acest fenomen. Facebook, după cum bine știți, este o rețea de socializare creată de Mark Zuckerberg în anul 2004. La început ea avea un cerc restrâns și putea fi utilizată doar de către studenții de la Harvard. Între timp, ea și-a deschis porțile în 2006 pentru oricine dorea să-și facă un cont și a atras și investitori. În 2010, rețeaua a explodat, a atras din ce în ce mai mulți membri și a depășit numărul de vizite al celor de la Google la sfârșitul lunii martie. După un studiu realizat în septembrie 2012, Facebook are peste 1 miliard de utilizatori activi, dintre care jumătate îl folosesc de pe telefonul mobil. Se uploadează 250 de milioane de poze zilnic, se dau like-uri și comentează de 2,7 miliarde de ori. Însă, ca orice lucru bun, apar și problemele. Site-ul este interzis în Iran, Uzbekistan, Pakistan și Bangladesh din cauza conținutului anti-islamic. Este blocat la unele locuri de muncă pentru a bloca spionajul industrial și a spori forța de muncă a angajaților. Iar în 2011, o fată din Hamburg a creat un eveniment public pentru ziua ei de naștere și s-a trezit cu 1600 de invitați. Facebook-ul are utilizatori de la oameni simpli, companii multinaționale, la personalități mondiale și naționale. Pentru cei care doresc să afle mai multe despre povestea Facebook, pot urmări filmul The Social Network. La final, câteva informații din lumea tehnologiei. S-a lansat în Europa tableta celor de la Amazon Kindle Fire HD, iar Google a lansat o serie de laptopuri cu preț de pornire de la $200. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept în ediția viitoare cu cele mai noi informații din lumea tehnologiei.